Consilierii locali din reședința de județ au votat în unanimitate documentația și cheltuielile aferente construirii unei creșe care va avea 70 de locuri și care va fi amplasată în zona căminului de la fostul liceu Traian. Valoarea eligibilă a proiectului este de peste 2,8 milioane euro fără TVA. Finanțarea este asigurată prin PNRR, iar durata lucrărilor, după parcurgerea tuturor pașilor legali, este estimată la 2 ani. DEVA prin PNRR, de acest plan național de redresare, a ajuns să obțină finanțare de la guvern pentru realizarea unei creșe. Timpul de execuție este de 2 ani. Aceasta va fi cea de-a doua creșă ce se va construi în Deva în perioada următoare. La prima, cu o capacitate de 110 locuri, care va fi amplasată în zona Zăvoi, alături de un bazin didactic de not, formalitățile sunt ceva mai avansate, valoarea lucrărilor realizate prin Compania Națională de Investiții fiind de aproximativ 4,5 milioane euro. Pentru realizarea unei creșe de 110 locuri, amplasamentul este în zona Zăvoi, vis-a-vis de blocurile sociale, unde va fi de altfel amenajat și viitor bazin didactic. În ceea ce privește actuala creșă din Deva, aceasta va intra în curând în renovare și își va continua activitatea pe perioada lucrărilor la școala din cartierul Viile Noi.